În această oră la Digi24 despre disperarea românilor care vor să fugă din Gaza. Sunt 350 în total, 230 dintre ei au cerut să fie evacuați și astăzi, prin punctul de trecere a frontierei de la Rafah, a început evacuarea civililor. Armata israeliană ține neapărat să explice că nu este vorba despre ostatici. Este vorba despre palestinieni care au și pașapoarte, au și alte pașapoarte, cetățenie dublă. De aici și dorința, deci sunt două operațiuni distincte. Pe de o parte este vorba despre ostatici, despre care nu mai știm nimic. Pe de altă parte este vorba despre civilii din Gaza, palestinieni. Astăzi 345 au trecut deja granița către Egipt. Egiptul vrea să-i verifice bucată cu bucată, unul câte unul. Vrea să se asigure că printre ei nu sunt teroriști. Au și adus tancuri la punctul de trecere a frontierei. Vom intra în detalii imediat. Ce știm despre români? Nimic cert. Niciun fel de promisiune, niciun fel de anunț. Doar ne gândim că odată cu grupurile mai mari vor începe să plece și românii. Pentru că astăzi au ieșit 345 care sunt din țări cum ar fi Australia, Austria, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Indonezia, Japonia, Iordania, nu americani, nu români. Mi se spune că românii sunt un grup mare, de aceea abia urmează. Mai înțelegem din presa israeliană că autoritățile americane urmăresc cu foarte mare atenție felul în care se desfășoară această evacuare a civililor din Gaza și e posibil ca în această noapte să înceapă și evacuarea americanilor. Repet, despre români nu știm nimic. Avem o explicație care a venit din partea purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la București, dar care nu stă în picioare. Vă explicăm imediat despre ce este vorba. Înainte, imagini. În urmă cu puțină vreme, Jerusalem Post a publicat imagini ale masacrului din 7 octombrie. Sunt imagini noi. Îl vom vedea imediat pe un bărbat atacat de teroriștii Hamas, iese din mașină, se împiedică, reușește să se ridice și să fugă. Nu știm dacă a scăpat cu viață, din imagini se vede că la un moment dat se îndepărtează suficient de mult, îi avertizează pe alți oameni să nu se apropie de zona respectivă și, șocant, îi vedeți aici pe teroriștii Hamas, lansând grenade, rachete, antitank într-o mașină, într-o dubiță în care erau civili, erau oameni obișnuiți. Repet, imaginile sunt de pe camerele de supraveghere, au fost înregistrate pe data de 7 octombrie și date publicității astăzi. Se vede foarte clar cum teroriștii Hamas îi vizează în mod direct pe civili, pe oameni nevinovați, nenarmați, care nu reprezintă niciun fel de pericol, dar sunt urmăriți și se trage în ei, pur și simplu. Au tras cu armele de foc pe care le aveau și aici cu un lansator de rachete antitank. Mai avem un set de imagini impresionante. Îi vedem pe parlamentarii israelieni, membrii Knessetului, reacțiile pe care le au, uitați-vă bine la aceste imagini, după ce au urmărit cu toții imagini pe care nu le-a mai văzut nimeni, pe care televiziunile internaționale nu le pot difuza, nici măcar rețelele sociale nu pot să difuzeze aceste imagini, ale urmărilor masacrului din 7 octombrie. Parlamentarii le-au văzut și putem înțelege din reacțiile lor cât de oribile, cât de crunte sunt realitățile pe care le arată respectivele imagini. Sunt astăzi și relatări ale medicilor de la medicina legală care descriu starea corpurilor pe care încă nu reușesc să le identifice. Este vorba despre sute de corpuri pe care nu reușesc să le identifice. Puneți cap la cap toate aceste detalii oferite de imaginile pe care le urmărim. Gândiți-vă la 7 octombrie și la felul în care merge dezbaterea publică internațională în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu. 7 octombrie pare că este un eveniment peste care presa a trecut, opinia publică a trecut, oamenii au trecut.
ne interesează foarte mult, este explicabil din punctul de vedere al știrilor, nu este explicabil din multe alte puncte de vedere, ce se întâmplă acum, ce s-a întâmplat ieri. În studioul Digi24, împreună cu noi, comentează pentru dumneavoastră toate evenimentele zilei. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, bună seara, domnule ministru. Emanuel Cernat este analist de politică externă, bună seara. Bună seara. Ioan Stanomir este profesor al Facultății de Științe Politice a Universității București. Bună seara, domnule profesor. Florin Negruțiu este colegul meu, realizator în fața ta. Bună seara, Florin Negruțiu. Să vorbim întâi despre imagini. Florin Negruțiu, devastați parlamentari, oameni în toată firea, probabil că au văzut multe la viața lor, nu-și revin, au nevoie de apă, unii se sprijină de pereți, alții au nevoie să fie îmbărbătați, susținuți, ajutați de colegii lor după ce au văzut. Da, oamenii ăștia au văzut ororile. Niște imagini pe care cred că niciunul din cei de la masa asta nu le-au văzut. Nu știu dacă tu le-ai văzut, nu. Dacă au ajuns la tine imaginile cu masacrul din noaptea de 7 octombrie, un moment în care pur și simplu s-a trecut chiar dincolo de terorism. Acolo au fost niște atrocități inimaginabile. Absolut șocant din mărturisirile celor care au văzut imaginile, ce au putut să facă niște oameni. S-a trecut de orice limită a bestialității omenești. 7 octombrie este o zi neagră. Încă o zi neagră din scurta istorie acestei specii foarte sângeroase, specii pe planeta Pământ. Dar ce a urmat după 7 octombrie, aceste 3 săptămâni, reprezintă, după părerea mea, un moment foarte rușinos pentru umanitate, pentru că foarte mulți pornesc narațiunea din ziua de 8 octombrie. Cumva, ce s-a întâmplat în 7 octombrie nu există. Inițial am crezut că este vorba despre șocul pe care l-au trăit civilii când au aflat că există cuptoare la Auschwitz și că niște oameni au putut să fie pur și simplu omorâți în felul ăsta, pe scară industrială. Și mulți au întors capul și au spus că dacă nu se uită, înseamnă că lucrul ăla n-a existat. Mi-am explicat lucrul ăsta ca să-mi explic orbirea multora care nu văd masacrul din 7 octombrie. Apoi, cred că am căutat o altă explicație, pentru că am văzut foarte multe opinii din țările civilizate. De pildă, am văzut ce spune doamna Tilda Swinton. Trebuie să o știi, dai un search pe Google, l-ai văzut-o în filme. Okay. Sau pe domnul Charles Dance, un alt actor pe care l-ai văzut în filme. Ei sunt pe o listă de 4300 sunt în momentul ăsta de artiști britanici care au semnat o scrisoare pro-Palestina, în care condamnă, în care vorbesc despre crime de război, despre cruzimea împotriva civililor, dar niciun moment acolo nu se vorbește despre 7 octombrie și nici nu se pomenește despre Hamas. Totul începe pe 8 octombrie. Oamenii ăștia pur și simplu refuză să vadă ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie. Asta în Marea Britanie, în Statele Unite, în elita universitară, în campusuri. Uite, e un profesor, Russell Rickford, profesor de istorie la Cornell University, una dintre cele mai prestigioase universități din lume, care pe 8 octombrie cataloghează atacurile Hamas ca entuziasmante și energizante. Și asta este o opinie des întâlnită prin campusurile studențești din Statele Unite, unde sunt proteste, sunt manifestații, unde se strigă From the river to the sea, Palestine will be free. Ce înseamnă sloganul ăsta? Înseamnă că de la râul Iordan până la mare nu trebuie să mai existe Israel sau israelieni. Este o orbire absolut rușinoasă. Sigur că ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în aceste 3 săptămâni în fâșia Gaza, exact despre asta. Și această operațiune cu rachete care invariabil nu omoară numai teroriști, ci și populație civilă, după părerea mea, este o eroare a Israelului.
Sigur că există lucrurile astea în fâșia Gaza, dar totul începe din 7 octombrie, nu din 8 octombrie. Haideți să adăugăm ce se întâmplă. Cum spuneam, știrile se ocupă de obicei de ce s-a întâmplat azi, în ultimele 24 de ore. În ultimele 24 de ore, armata israeliană a lovit pentru a doua oară ceea ce ni se spune că este o tabără de refugiați. Din imaginile de ieri, nu părea că mai e nimic acolo. Erau carcasele unor clădiri și un crater uriaș în mijlocul unei împrejmuiri. Din nou, armata israeliană lovește acolo. Ni se spune în această seară, cum se întâmplă de obicei, că a fost omorât un alt comandant al Hamasului în regiunea respectivă. Era vorba despre unul dintre comandanții care se ocupă de detașamentele antitank. De fiecare, ai senzația că Hamasul e alcătuit numai din comandanți. Dacă facem lista, este foarte lungă. Dar probabil că oamenii ăștia sunt importanți pentru că ei ordonă și sunt recunoscuți de subordonații lor. Probabil că dacă le taie capetele, atunci trebuie să... Nu știu de ce e important. Ne explicați dumneavoastră. Dar ce constat eu, ce e important, ce e complicat aici? Dacă ar fi să împărțim ecranul, da? Într-o jumătate a ecranului să vedem ororile de la 7 octombrie și în cealaltă jumătate a ecranului ororile din Gaza. Suferința umană este aceeași și într-o parte și în alta. Viața costă, valorează la fel de mult și într-o parte și în cealaltă. Cum disecați apele ca să înțelegeți și să ne ajutați și pe noi să înțelegem ce se întâmplă acolo și mai ales încotro se îndreaptă? Ce urmează? Vă rog, domnule ministru. În primul rând, și nu e ceva foarte simpatic ce urmează să spun, eu am văzut niște imagini. Știți care este problema? N-ați putea numai blura victima. A trebuit să-l blurați și pe cel care face ceea ce face. Ați văzut imagini din 7 octombrie? Unele dintre ele, da. Deci, este o problemă de sadism individual. Ideea de a ucide este prin ea însăși una absolut cumplită. Oameni care n-au absolut nicio legătură cu niciun conflict, nici măcar cu vreo politică sau vreo ideologie. Ideea de a ucide din plăcere se vede. Este o diferență. Legat de întrebarea dumneavoastră, după modesta mea părere, dacă ați spune două imagini pe ecran, după părerea mea, ați face o greșeală. Pentru că ați crea un anume tip de echipolență și un anume tip de atitudine polarizată într-un sens sau în altul, care nu ar duce spre un mesaj cât de cât unitar. De fapt, ce s-a întâmplat? Un act terorist împotriva Israelului, a cetățenilor israelieni, nu a statului, care ulterior, din punct de vedere al autorilor, a prezumat reacția ce va urma. Deci este o chestiune de succesiune în mod clar, dacă privești la acțiunile militare în desfășurare. Sigur că de cealaltă parte, faptul că mor oameni nevinovați, indiferent de explicațiile militare, am ascultat pe purtătorul de cuvânt al armatei izraeliene, spunând, aseară vorbea la un post străin de televiziune, spunând, de fapt, noi ce am făcut? Am lovit tunelele de sub acele clădiri și clădirile s-au prăbușit. Deci, indirect, s-a produs acest cumplit moment în tabăra de refugiați, intenția noastră militară fiind strict delimitată de faptul că s-ar fi aflat liderul, o fortăreață Hamas, sub acele clădiri. Da. Și că nu aveam de ales. Sigur, noi nu putem spune în locul militarilor că aveau sau nu o altă strategie de urmat din această perspectivă. Dar ceea ce se vede este rezultatul. Și din acest punct de vedere, e interesant că războiul este în desfășurare, cauza ostatecilor este una oarecum distinctă, în egală măsură pentru ostate și legat de ostate, sigur, o să mai discutăm, evident, inclusiv de ai noștri. Acolo, într-adevăr, negocierea se poartă. În legătură cu desfășurarea acțiunilor militare, nu există o negociere. Acțiunile militare au ocupat tabloul. Sigur, sunt semnale de tot felul în ceea ce privește proporționalitate, în ceea ce privește într-o acțiune militară de acest gen, adică de gherilă urbană,
nu știu, sunt militar. Dar proporționalitatea este o chestiune foarte complicată, pentru că, din câte înțeleg, contează momentul. Deci, din păcate, astfel de secvențe ca cele de ieri, probabil că vor mai fi. În ce măsură astăzi putem să, ca să vă răspund direct la întrebare, putem să spunem, în lipsa unei strategii alta decât militară, e cineva în stare să adauge o strategie care să elimine zona militară din discuție? În acest moment, da, se lucrează, dar nu există o soluție. E foarte interesantă provocarea și răspunsul domnului Diaconescu, dacă ați putea să fiți și mai explicit. De ce am greșit dacă am împărțit ecranul în două și în stânga am pune civilii? Atenție, civilii masacrați pe 7 octombrie și în dreapta am pune civilii masacrați în fâșia Gaza. Pentru că este un impact emoțional extraordinar de mare și cei care sunt oricum mental atașați unei tabere s-ar uita la jumătate din ecranul dumneavoastră și ar considera că restul este propagandă. S-ar uita, e părerea mea, s-ar uita numai la jumătate. O lume întreagă occidentală pe care, iertați-mă, o lume întreagă occidentală pe care dumneavoastră foarte corect ați menționat, după cum știți, americanii s-au dus la cornul ăsta și i-au ridicat pe cei care au făcut propaganda antisemită. I-au săltat pe domnii profesori universitari, cu toată dragostea. Lupta e conceptuală. Nu este între o grupare, între un stat și un alt stat. Lupta e conceptuală, într-o luptă conceptuală între islam ca și mental și antisemitism ca și atitudine. Oamenii se uită la emoție, nu se uită la că ar fi avut sau nu o altă cale de a genera ceea ce dumneavoastră arătați. Și automat, credeți că neagă emoția cealaltă? Da. E scuzabilă. Devine scuzabilă. Domnule profesor. Sigur, foarte mulți ar prefera ca evreii să procedeze cum s-a procedat în al doilea război mondial. Adică să existe cineva care să extermine pe toți. Toți cei care semnează acele monstruoase scrisori pro-palestiniene sunt la fel de vinovați ca și milioanele de europeni care au întors ochii atunci când vecinătatea lor se petrecea Holocaustul. Da, cei care se uitau la trenurile cu evrei și le mai și făceau cu mâna. Eu aici am să fiu foarte direct și ca și domnul ministru, cred că există o dinamică a evenimentelor și există o diferență. O dinamică a evenimentelor în sensul că o organizație teroristă, nu un stat, a atacat un stat, iar statul Israel a răspuns militar și politic. Noi nu trebuie să uităm niciun moment și mi se pare că aici este una dintre cheile problemei. Israelul nu se află în război cu Palestina. Israelul se află în război cu mișcarea teroristă Hamas. Se poate argumenta, și au făcut-o politicieni și intelectuali israelieni, că ar fi trebuit să fie mai mare atenție în gestionarea relației, de exemplu, cu cealaltă parte a Palestinei, din Cisjordania. Sigur, acestea sunt detalii politice. Dar în acest moment noi avem o mișcare teroristă care a dezlănțuit, cum spunea bine domnul ministru, sadismul. Dar nu este un sadism întâmplător. Pentru că eu revin ca telespectatorii să înțeleagă și să nu se mire. În pogromurile instigate de germani în țările baltice, înainte de omorurile industriale, evreii erau uneori omorâți cu bâtele sau cu sapele sau cu lopețile. Sunt imagini clasice în țările baltice. Acest tip de sadism este întotdeauna legat de antisemitism. Toate pogromurile cunoscute, și din păcate pogromurile sunt o specialitate a istoriei europene și în particular a istoriei centrale europene și este europene, sunt marcate de sadism. De ce? Pentru că în mintea celor care le realizează, evreul nu doar că nu este om. Evreul este o ființă care trebuie exterminată. Așa putem înțelege și alte momente de sadism, cum au fost în momentul genocidului din Ruanda. Toți cei care au pătruns pe teritoriul Israelului, sărind gardurile sau cu parapantele, cum au făcut, au intrat acolo cu un singur obiectiv în minte. Acela de a ucide cât mai mulți israelieni pentru a-și face datoria față de cauza pe care ei pretind ca fi cauza palestiniană. În realitate, din punct de vedere politic, lăsând o parte chestiune militare, Hamasul lucrează în mod vădit împotriva cauzei palestiniene. Hamasul face extrem de dificilă realizarea unei soluții cu două state. Cât despre problema politico-militară, aici iarăși mă asociez domnului ministru.
O campanie împotriva unei organizații teroriste nu este niciodată o campanie clasică. Este nu doar o campanie de gherilă urbană, este și o campanie împotriva unei organizații care are un puternic sprijin mediatic. Eu când aud că ni se comunică știri din Gaza, trebuie să ne aducem aminte întotdeauna că sunt știri ale Hamas, din Gaza. Adică nu este ca și cum Ministerul Apărării din Slovacia, România sau Bhutan ar anunța ceva. Nu, este o organizație teroristă și este ca și cum noi am fi ascultat în timpul războiului cu Statul Islamic știri din Statul Islamic. Aveau vreo credibilitate acele știri din Statul Islamic? Eu cred că nu. Noi trebuie să ne uităm la situațiile pe teren și să înțelegem că prin modul în care Hamas și-a construit autoritatea politică militară în Gaza, orice atac împotriva Hamas devine automat, din păcate, să spun cu mare tristețe, un atac care implică și populația civilă. Ei au făcut în mod deliberat acest lucru, s-au implantat în populația civilă, nu au ignorat deliberat granița dintre militar și civil, invitând Israelul să reacționeze și știm foarte bine că patronul acestei mișcări este Iranul. Iranul era direct amenințat de o normalizare în Orientul Mijlociu, Iranul considera că este timpul pentru o manifestare spectaculoasă și iată, adică pogromismul european este acum pogromismul palestinian. Este aceeași rețetă. Aceeași provocare, Emanuel Cernat, le reamintesc telespectatorilor că imediat vorbim despre refugiați, refugiați din Gaza în Egipt întâi și apoi către țările pentru care au pașapoarte, trebuie să dovedească asta, sunt printre ei 230 de români. E foarte important, dacă este vorba și despre membrii familiilor lor, o să ne explicați imediat, domnule ministru, Emanuel Cernat. Reacția pe care am văzut-o din partea reprezentanților Knessetului este reacția oricărui om expus în fața ororii în forma sa cea mai primordială, cea mai barbară. Ne este foarte greu să înțelegem, să putem să concepem că în vremurile noastre încă putem asista la asemenea scene. Că am fost contemporani și suntem contemporani cu un pogrom care a avut loc în acest stat, pentru că acești teroriști nu au vizat numai cetățenii israelieni, ei vizau evrei. Aici era, de fapt, întreaga dorință. Iar Hamasul nu este o mișcare politică. Hamasul este o mișcare care are în cartea sa trecută drept obiectiv eliminarea, eradicarea statului Israel. Imaginile de la acest centru de refugiați de la Jabalia, care de fapt nu este, se induce greșit ideea că ar fi un centru de refugiați al celor care s-au refugiat de bombardamentele de acum. Vorbim despre niște refugiați care au fugit în 48 din Israel și s-au instalat în acea zonă care a devenit ulterior un fel de cartier al Gaza City. Acolo acei civili, până la urmă, să ne amintim că mor și din cauza Hamasului, pentru că Hamasul îi împiedică. Israelienii au venit și au spus, plecați din această regiune, mergeți către sud, pentru că aici vor avea loc lupte. Hamasul a împiedicat cetățenii palestinieni să plece de acolo, tocmai pentru a putea instrumentaliza imagini de acest gen, civili care să fie scoși de sub dărâmături. Și e foarte interesant de urmărit, în imaginile pe care le-ați transmis, nu se vede nicio femeie. Nu se vede nicio femeie, sunt numai bărbați. Asta ne arată că totuși o parte dintre cei de acolo plecaseră. La fel de interesant este faptul că ni se spune că în atacul respectiv au fost omorâți și câțiva ostatici. Ceea ce din nou denotă faptul că de fapt acolo într-adevăr fusese folosită acel de Hamas drept un sediu operațional în care erau niște celule, niște închisori în care erau ținuți acești ostatici. Nu putem să trecem cu vederea aceste lucruri. Nu putem să scuzăm faptul că mor civili într-o parte și să uităm ce s-a întâmplat, grozăvile și ororile absolute pe care le-au trăit israelienii în data de 7 octombrie. Refugiați din fâșia Gaza, prin punctul de trecere a frontierei de la Rafah. Astăzi a început evacuarea refugiaților. Odată cu răniții, ieri egiptenii vorbeau doar despre răniți, astăzi a apărut și informația referitoare la refugiați. Evident că s-a făcut busculadă la punctul de trecere a frontierei, deși înțelegem, domnule ministru, că e un fel de programare, eșalonare în urma negocierilor, au fost chemați să se prezinte cei cu anumite pașapoarte și sunt liste.
Am vorbit cu românii, n-au fost. Am vorbit cu Ministerul de Externe de la București. Ministerul de Externe ne-a spus așa: au început evacuarea cu grupurile etnice mici. De aceea ar fi pe lista Australia, Austria, Bulgaria, Cehia, Finlanda, Indonezia, Japonia și Iordania. La Iordania se taie explicația. De ce? Pentru că iordanieni sunt 281, români sunt 260 și totuși românii vin mai încolo. Este aceasta o explicație? Sau pur și simplu în negocieri s-au așezat într-un anume fel și nimeni nu știe, doar participanții la negociere, care este această eșalonare? Vă rog. Legat de Iordania, acolo, în mod categoric, toate părțile implicate încearcă să transmită regelui Abdallah un semnal în legătură cu necesitatea de a stăpâni situația. Abdallah are o uriașă problemă, are o comunitate enormă palestiniană în Iordania, se află practic în ochiul vulcanului. În acest moment au rechemat... Israelienii și-au rechemat ambasadorul, iordanienii la rândul lor au transmis faptul că nu e nevoie ca Israelul să mai trimită un ambasador prea curând la Aman. Pe de altă parte, în 1999, iordanienii au expulzat pe cei de la Hamas. Așa că jocul în regiune este foarte complicat și se încearcă, repet, să nu fie pus într-o situație explozivă conducerea de la Aman, regele în special. Adică ne spuneți că iordanienii este o vie gândită să fie în prima zi să primească, da, un anume tip de semnal, pentru că cetățenii îl ajută pe Abdallah, exact. Asta e lumea acolo, Iordania, deci trebuie să înțelegi. Iordania fiind parte din această negociere. Iordania fiind parte din toate negocierile și până la urmă resursa cea mai importantă alături de Egipt privind momentul de după, că se discută puțin pentru că nu există o strategie ce o să fie după. V-aș ruga să mai adăugați în explicație că e important pentru telespectatorii noștri situația asta aproape incredibilă în care Egiptul îi așteaptă, vrea să-i verifice bucată cu bucată, înțelegem, le e frică de teroriști, dar Egiptul aduce la punctul de trecere a frontierei tancuri. Da, ca să blocheze exodul. Pentru că se așteaptă ca odată cu acești refugiați să iasă... Apar o presiune instantanee, da. Și teroriști Hamas. Instantanee și teroriști Hamas, dar și un număr enorm de palestinieni pe care ei nu-i pot gestiona în interior. Să nu uităm, Hamasul și Frăția Musulmană scoasă în afara legii, deși a condus Egiptul la un moment dat lovitură de stat, mă rog, ce s-a întâmplat la Cairo în anii trecuți, împărtășesc aceeași ideologie. Și din această perspectivă, dacă ar veni un număr foarte mare, incontrolabil până la urmă, din punct de vedere al opțiunilor religioase, mai ales un număr foarte mare de palestinieni, Egiptul, Cairo, Al-Sisi ar avea la rândul lor dificultăți. Nici acolo nu există interesul lumii occidentale să se producă probleme. Credeți că mai vorbim cu românii care au cerut să fie evacuați? Le-a spus oamenilor la ce să se aștepte? Le-a dat vreo speranță? Sau mai nu are ce speranță să le dea? Mă feresc să fac speculații, dar cred că în legătură cu românii de acolo, cam în două zile s-ar putea să avem știri bune. Dar după americani, odată cu americanii? Americanii, da, o să fie noaptea asta și mâine dimineață. Negocierea este mediată de Qatar, dar participă și israelienii și Hamasul cu un brokeraj american. Deci strâns legat de grupul american și în general de grupul occidental, românii, germanii și americanii cam o să iasă în același timp. Emanuel Cernat, dacă au fost anunțați 350, doar 260 vor să fie evacuați, asta pentru că n-au aflat, pentru că într-adevăr nu vor, sau pentru că sunt ținuți de Hamas? Pot. Mă gândesc acum la români, da? Sunt 350, știm că sunt 350, dar doar 260 vor să fie evacuați. Aici vorbim de situația fiecăruia în parte, pentru că poate să fie vorba de familii mixte, în care doar o parte să fie cetățeni români care să nu vrea să-și părăsească familia acolo. Și din acest punct de vedere am văzut, nu este prima oară când românii sunt evacuați din Fâșia Gaza. S-a mai întâmplat în 2014. În 2014, Ministerul Afacerilor Externe a aranjat evacuarea. La acel moment, 88 de români au fost evacuați. Se vede și din acest aspect că există o temere crescută față de
diferența războiului din 2014 și ceea ce se întâmplă acum. Astăzi, aproape toți românii, 260 din 350, au cerut să fie evacuați. Legat de ordinea în care au fost ei evacuați, există și o a doua explicație pe care mă oferă unii dintre analiști, una mult mai simplă, respectiv faptul că a existat, tocmai pentru a nu exista discuții care sunt primii care sunt evacuați, a fost folosită o ordine alfabetică. Da, Austria, Australia, Bulgaria. Și din acest punct de vedere, în această listă trebuie menționat că există și cetățeni francezi, care de asemenea au fost evacuați tot astăzi. Un număr de 5 cetățeni francezi au fost anunțați și au fost incluși pe aceste liste. Este de asemenea de menționat faptul că, așa cum a spus și Ministerul Afacerilor Externe și cum spun și sursele americane, acesta este doar începutul. Va continua și în următoarele zile acest proces de evacuare. În mod cert, evacuarea va fi una contra cronometru, pentru că pe măsură ce luptele se intensifică, va fi din ce în ce mai dificil să se deruleze aceste misiuni de evacuare a cetățenilor cu dublă cetățenie din fâșia Gaza. Este iarăși foarte important de spus că este îngrozitor de greu de verificat la graniță, spuneați de acele trupe egiptene care stau. Cum poți să faci diferența între un cetățean care vrea să fugă, un cetățean palestinian care vrea să fugă de bună credință și un terorist Hamas? Nu există documente de identitate care să stipuleze acesta este un simplu cetățean, acesta însă este un terorist. Noi n-am intrat niciodată în detalii. Cred că egiptenii nici nu le pot oferi, dar văd că există foarte multe declarații care vin de la Cairo în care oficialii egipteni cer asigurări. Asigurări că nu cumva vor ieși odată cu acești refugiați și teroriști. Pentru egipteni este o situație... Cine asigură? Cine face filtrarea asta? Cine îi asigură pe egipteni? Armata egipteană împreună cu armata izraeliană, pentru că acolo sunt la un loc și egiptenii și izraelienii. Ambele armate, și Tzahalul și armata egipteană, stau și fac această filtrare a celor care vor să treacă. Pentru egipteni e o situație, pentru guvernul egiptean și pentru autoritățile egiptene, e o situație extrem de delicată. Pentru că există o dihotomie între ceea ce înseamnă dorința autorităților care au declarat neoficial că vor să vadă Hamasul distrus și dorința străzii din Egipt, care ar avea simpatii mult mai mari vis-a-vis de cauza palestinilor și cauza Hamas. Care ar avea o altă agendă. Pauză și când ne întoarcem, două informații importante. Ce știm despre acțiunile militare ale armatei israeliene în Gaza? Avem ceva date și în următoarele 24 de ore se va întâmpla ceva remarcabil. Știm ce, o să vă arătăm. Și doi, amenințări din partea Iranului. Ministrul de Externe iranian este astăzi în Turcia și amenință direct Statele Unite. Despre ce este vorba, vă spunem imediat, vă așteptăm. Oficiali americani, sub protecția anonimatului, declară pentru presa din Israel și pentru presa din Statele Unite că operațiunea evacuării americanilor din fâșia Gaza începe în această noapte. După aceea, lista continuă, cum s-a spus aici în studio, cel mai probabil, din informațiile domnului ministru Diaconescu, probabil românilor le vine rândul după încă 24 Fără de ore. Să creăm un orizont de așteptare. Dar din ce a spus și Emanuel Cernat, din ce a spus și dumneavoastră, suntem pe listă. Da. Și promisiunea este ca până la 7500, unii vorbesc despre 5000, unii vorbesc despre 7500, undeva între 5000 și 7500 să fie evacuați în zilele următoare. E foarte mult, e numărul foarte mare. Știți care e temerea, domnule profesor Stanomir? Temerea este ca această fereastră să nu se închidă brusc. Cineva să facă ceva, cineva să se supere și participanții la această înțelegere să spună că gata, s-a oprit. Problema interesul Hamasului fiind în zona asta. Sigur, Hamasul nu are relații bune cu țările arabe evocate de domnul ministru Diaconescu, nici cu Egiptul, nici cu Iordania. Așa că, evident, situația este foarte delicată și, cu tot respectul, preocuparea noastră trebuie să fie, cu siguranță, pentru extragerea acestor civili, dar preocuparea cea mai mare trebuie să fie pentru limitarea conflictului și pentru păstrarea stabilității țărilor care pot asigura un viitor post-conflict. Pentru că, eu am mai spus în studiul nostru și aș vrea să fiu bineînțeles, nu trebuie să asociem barbaria Hamas cu alte state arabe. Sunt state arabe care au relații cu Israelul, care sunt și aliatele noastre, cu care noi întreținem relații foarte bune și care sunt nu neapărat democrații, dar sunt state
poate autoritare, dar decente în comportamentul lor. Și am dat exemplu Egiptului și Iordanie. Egiptul este un stat care a trecut prin câteva tulburări, dar a reușit să le depășească, având în fruntea sau un militar, evident, devenit om politic și care știe să gestioneze aceste probleme legate de frățile musulmane, iar regele Iordanie este un suveran unanim respectat. Eu cred că spre acești oameni de stat trebuie să ne îndreptăm pentru a căuta o soluție. Și este limpede că numai un asemenea tip de politică poate să câștige pe termen mediu și lung. Deci dacă se gândește cineva la un stat palestinian, expertiza acestor oameni de stat din Egipt și Iordanie este foarte importantă. Cât despre motivul precauției egiptenilor, nu uitați că Sinaiul și Gaza sunt zone foarte problematice din perspectiva Egiptului. În Sinai, egiptenii desfășoară operații militare împotriva propriilor lor teroriști. Recent, prim-ministrul Egiptului a făcut o vizită unde s-a întâlnit cu liderii tribali. Trebuie să înțelegem că sunt zone periferice în economia Egiptului. Peninsula Sinai a fost retrocedată de Israel în urma acordurilor de pace. Adică există întotdeauna posibilitatea ca un acord de pace autentic să ducă, nu neapărat la o prietenie, dar la o coexistență pașnică. Și nimeni nu știe, este ca și în criza refugiaților de acum câțiva ani, pe lângă doi oameni decenți, se strecoară trei oameni indecenți, periculoși și potențial teroriști, pentru că acolo egiptenii au tot dreptul să se teamă de spargerea acestui acces și de apariția unei situații, nu neapărat umanitare, unei situații politice foarte periculoase. Rapid, pentru telespectatorii noștri, ne uităm pe hartă care este situația intervenției acțiunilor militare israeliene în fâșia Gaza, este vorba despre nordul fâșiei și, așa cum mulți analiști militari au preconizat, obiectivul este izolarea părții de nord a fâșiei Gaza. În dreapta imaginii, vedeți, sunt zonele cu albastru deschis, în regiunea colorată cu verde, regiunea colorată cu verde este Gaza, și cu albastru deschis în cele trei axe, cum spun militarii, sunt cele trei zone în care armata israeliană a intrat, a fost depășit, uitați-vă la ce se întâmplă în sud, a fost depășită acea șosea care leagă nordul de sudul fâșiei Gaza și ni se spune că cel mai probabil în această noapte armata israeliană va ajunge la Marea Mediterană. În felul acesta, regiunea de nord care conține Gaza City va fi izolată și complet la dispoziția, dacă pot să spun așa, armatei israeliene, domnule profesor Stanomir. Ce ar putea să însemne asta? Bun, eu nefiind specialist militar și niciodată n-am arogat asemenea merite, pot doar spune că israelienii se tem pe bună dreptate de un atac frontal și încearcă să limiteze propriile pierderi și pierderile populației civile, stabilind un perimetru care să permită izolarea acestor teroriști. Marea provocare nu este legată de izolarea teroriștilor. Marea provocare este legată de distinția dintre teroriști și populația civilă. Mai există populație civilă acolo? Și cu siguranță, în mintea israelienilor există memoria invaziei din Liban. Transformarea Beirutului într-un morman de ruine, unde se pot comite excese. Să ne amintim că Ariel Sharon a fost direct implicat în masacre de la Sabra și Shatila, lucruri care au dezonorat pe moment Israelul și care au fost evident criticate în Israel și Ariel Sharon a și plătit prețul politic. Deci Israelul are capacitatea democratică de a-și regândi politicile. Și cu siguranță nu doresc să transforme asta într-un Vietnam urban și într-o altă Fallujah. Deci este limpede că este o chestiune de durată și aș mai spune ceva în încheiere. Apăsarea pe pedală dincolo de o anumită limită a suportabilității creează o situație insuportabilă exact pentru aliații de care vorbeam, Egipt, Iordanie. Adică aceste țări sunt supuse propriei presiuni a opinii publice radicalizate și atunci israelienii se gândesc cu înțelepciune să nu atingă un grad de fierbere, pentru că atunci lucrurile ar deveni deosebit de dificile la Cairo și la Aman. În vizită în Turcia, ministrul de externe iranian, pentru mulți este îngrijorătoare până și apropierea asta, adică vizita ministrului de externe iranian în Turcia, unde s-a întâlnit cu omologul lui, sunt îngrijorătoare și declarațiile, pentru că ministrul iranian spune așa, de externe: aceasta este regiunea noastră, casa noastră, și nu vom aștepta permisiunea nimănui pentru a ne ocupa de ceea ce se întâmplă la noi acasă,
Amenințarea este legată, spune ministrul iranian de externe, de continuarea acțiunii militare israeliene în fâșia Gaza. Ministrul iranian cere oprirea tuturor ostilităților, armata israeliană să iasă din Gaza și totul să fie ca înainte de, ca pe 6 octombrie, cum ar veni. Atrage atenția și declarația pe care o face ministrul de externe turc. Lucrăm pentru încetarea focului și livrarea de ajutor umanitar, dar Uniunea Europeană nu vrea să audă de încetarea focului. Am citat această declarație pentru că e o minciună. Uniunea Europeană a cerut o încetare a focului din rațiuni umanitare. Florin Negruțiu, Iranul din 7 octombrie încoace, cred că n-a fost zi în care să nu amenințe. Amenință cu război, amenință cu război din toate direcțiile, amenință Statele Unite, amenință Israelul. Mie mi se pare că Iranul este marele păpușar în regiune și că are legătură directă cu ce s-a întâmplat și pe 7 octombrie și cu ce s-a întâmplat ulterior. Acum vedem că se cern apele, adică există un soi de axă a dictaturilor anti-americane, să le spunem. Da? Vedem o axă Iran, China, Rusia și se asociază în ultima vreme Turcia. Ce se întâmplă cu aceste țări? Păi toate sunt conduse de niște lideri autoritari. Sunt departe de modelul de democrație liberală, de tip vestic, bazată pe drepturi și libertăți, pe stat de drept, pe presă, pe societate civilă. În multe dintre aceste, în toate aceste state, nu există opoziție, voci ale societății civile, dictatorii și bagă în pușcărie dacă ridici glasul în aceste zone. Și vedem cum se cern apele. Uite, l-am ascultat pe un fost șef Hamas, se numește Khaled Mashal, care a dat un interviu la o televiziune arabă și care este foarte, dincolo de declarațiile bombastice și lăudăroase pe care le-a făcut, spune un lucru esențial, că atât rușii cât și chinezii se uită cu admirație. La momentul din 7 octombrie spune acest fost șef al Hamas că rușii ne-au spus că vor folosi atacul din 7 octombrie ca material didactic în academiile lor militare. Iar chinezii ne-au spus că se gândesc la o operațiune similară în Taiwan, luând drept exemplu 7 octombrie. Deci ce a făcut Hamas pe 7 octombrie reprezintă un soi de masterclass pentru toate aceste dictaturi care au propriile interese regionale, dar cu toate urmăresc slăbirea Statelor Unite în lume. Cât preț să pui pe o declarație făcută de un șef al teroriștilor. Păi da? Sigur că poți să pui, adică el trebuie să iei cu rezerve ce spune acest om, dar când o delegație Hamas este primită la Moscova, lucrurile devin mai interesante, nu? Poți să te uiți și cine se asociază, poți să te uiți și cine apare în poză și vezi cum se trasează liniile între democrație și, de fapt, dictatură. Că, de fapt, asta este marea luptă a lumii în care trăim. Democrația liberală de tip vestic este pusă în momentul ăsta în risc de aceste dictaturi. Unii spun că chiar Occidentul, în felul în care îl cunoaștem, este pus în pericol, pentru că în capul lui Putin, dacă ar cădea aceste redute susținute de Statele Unite, Israelul, Ucraina, Taiwanul, atunci lumea occidentală, așa cum o știm, nici nu va mai exista. Sunteți de acord? Sigur, aș începe cu o observație. Nici Iranul, nici Turcia nu sunt țări arabe. Dar ele se luptă în concurență pentru influență la nivelul lumii musulmane. Deci trebuie să nu uităm acest fapt. Iranul este detestat de cei care îi detestă varianta de religie, iar Turcia este uneori un stat duplicitar, cum ați observat, încercând să navigheze în ape cât mai tulburi. Cred că există aici un sâmbure de adevăr. Cu siguranță, Taiwanul este o provocare de cu totul alt grad. Adică Taiwanul
în momentul în care ar fi atacat de Republica Populară Chineză, măsor cuvintele, șansele pentru un război mondial ar fi foarte mari, pentru că în acel moment o lipsă de intervenție directă a Statelor Unite ar echivala cu prăbușirea totală a credibilității lor. Deci să nu confundăm Ucraina cu Taiwanul. În Ucraina, americanii nu sunt legați direct să intervină. În Taiwan, domnul ministru cred că ne poate confirma, există anumite legături bilaterale de securitate care datează de câteva decenii și nu e vorba doar de Taiwan, este vorba de alte țări care beneficiază în Asia de parteneriatul american. Adică și nu e vorba doar de Statele Unite, e vorba de Japonia. Recent au fost incidente în care navele chineze au atacat nave filipineze. Adică problema fundamentală este că nu e doar sprijinul dat de Statele Unite, este vorba de o importanță tehnologică enormă și de capacitatea regimului chinez de a-și crește potența tehnologică prin anexarea Taiwanului și prin distrugerea lui, de fapt. Adică aici cred că lucrurile sunt clare și aș mai spune că unde e cu siguranță adevărat, nu știu dacă rușii vor folosi exemplu cu parapantele, dar de un lucru putem fi siguri, că fiecare obuz care e lansat acum în Israel este un obuz care folosește Rusiei în Ucraina, pentru că Rusia folosește această fereastră de oportunitate pentru a împinge în plan secund propriei barbarie, propriei agresiune și pentru a face ceva foarte periculos, a transforma războiul din Ucraina într-un fapt cotidian acceptat. Adică un război nu înghețat, dar un război care poate să dureze la nesfârșit. V-am mai dat acest exemplu. Războiul Iran-Irak a durat 8 ani. 8 ani de zile. Noi ne putem pregăti pe această schemă geostrategică ca Rusia să lovească continuu în pofida sancțiunilor, pentru că așa este limpede. Sancțiunile nu îngenunchează Rusia, din păcate. Două informații de care ne vom ocupa în ora următoare la Digi24. Surse de intelligence din Coreea de Sud susțin că Phenianul a livrat Moscovei 1 milion de completuri, de pachete, de obuze, de artilerie Rusiei, deci din Coreea de Nord au plecat spre Rusia 1 milion de pachete de ajutoare pentru artilerie. Și a doua informație de care ne vom ocupa imediat ne spune că Zelenski este furios, se consideră părăsit, abandonat de Occident, Occident care nu îi mai oferă ajutorul de care are nevoie pentru a câștiga războiul, ci doar ajutorul de care are nevoie pentru a supraviețui. Descrierea apare în revista Time. Detaliem după o scurtă pauză, vă așteptăm. Avem un invitat special în această seară la jurnal. Este vorba despre tenismena Bianca Andreescu. Vom sta de vorbă cu ea în a doua parte a acestei ore. Un interviu ca o gură de aer proaspăt, vă promit, veți vedea despre ce este vorba. Înainte, despre câteva evenimente petrecute astăzi, ni se spune că în Ucraina a avut loc cel mai mare bombardament din acest an. Rușii au lovit numai puțin de 100 de localități din 10 regiuni diferite în Ucraina și adaugă la această informație sursele ucrainene neliniștea Kievului. E mare neliniște în capitala Ucrainei pentru că nu vin ajutoarele de care au nevoie soldații ucraineni, motiv pentru care Kiev Independent se spune că ofensiva s-a blocat. Încă așteaptă armata ucraineană, vrea, se străduiește, nu reușește să străpungă linia frontului în 3 locuri, la Tocmac, Berdiansk și Vasilivka, pentru că sunt câmpuri de mine despre care știam, pentru că trupele sunt obosite, pentru că, și aici devine interesant mesajul, sunt semnale neclare care vin de la Washington și soldaților ucraineni le lipsesc echipamentele. Un alt articol în Time Magazine despre Volodymyr Zelenski spune revista americană că Zelenski se simte trădat, este furios pentru că nu primește ajutorul de care are nevoie pentru a câștiga războiul, primește doar atât cât să supraviețuiască. Nimeni nu crede în victoria noastră ca mine, nimeni, subliniază Volodymyr Zelenski. În fine, și le dau cuvântul invitațiilor noștri, o analiză
a Centrului Internațional pentru Studii de Securitate și Apărare. Autorul este James Scher, este recunoscut, folosit de multe dintre cancelariile europene. Spune așa: destinele Ucrainei, Israelului și Taiwanului sunt strâns legate. Ce le leagă este credibilitatea și angajamentul Statelor Unite. Kremlinul crede că eliminarea acestor țări înseamnă prăbușirea Occidentului și ăsta este obiectivul. Adaugă: dacă a fost sau nu implicată Rusia în atacul Hamas, nu contează, pentru că avea toate motivele să facă asta. Relația de 17 ani dintre Moscova și Hamas a trecut de mult de nivelul vizitelor de curtoazie. Vă reamintesc că ultima vizită a liderilor Hamas a fost săptămâna trecută în capitala Rusiei, o întâlnire oficială cu ministrul, cu adjunctul ministrului rus de externe, s-au făcut fotografii, toată lumea a aflat, pentru Moscova a fost important să comunice asta. Vă reamintesc că în studioul Digi24 sunt cu noi în această seară Cristian Diaconescu, Emanuel Cernat, Ioan Stanomir și Florin Negruțiu. Domnule ministru, Rusia, ce se întâmplă în Ucraina și cât de fericit ar fi ca lumea să scape de trei țări? Măcar de câteva dintre ele, el și-ar dori în primul rând de Ucraina ca să fie a lui. Da, deci situația este în felul următor. Din punct de vedere atenției opiniei publice, rețele sociale, internet, într-adevăr, este un oarecare declin în ceea ce privește Ucraina. Din punctul de vedere al sprijinului militar efectiv, nu există, din câte știu eu în acest moment, diferențe semnificative, dramatice în ceea ce privește livrările și dinspre americani și dinspre europeni, ajutor umanitar, proiecte, inclusiv o platformă se numește agregarea Uniunii Europene, în așa fel încât pe scurt să nu mai avem nevoie în Uniunea Europeană de niciun fel de, niciun gram de gaz sau de petrol din Federația Rusă. Bun, aici sunt tot felul de chestiuni politice. Se referă în special la dezbaterea din Congresul American, unde proaspătul republican, speakerul, încearcă să disocieze din propunerea transmisă de Casa Albă. În ceea ce privește sprijinul extrem de semnificativ, 100 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Taiwan și Israel la pachet printr-o singură rezoluție. Acum, din câte știu, Casa Albă i-a transmis că va pune veto. Să le explicăm telespectatorilor. Ar exista posibilitatea ca în Congres ajutorul pentru Ucraina și Israel să fie despărțit, cam asta ar fi intenția. Da. Casa Albă spune că dacă vor fi despărțite, atunci pune veto. Pune veto. Se opune, da? Probabil că se va găsi o soluție de compromis, inclusiv în ceea ce privește un anume tip de abordare. Tony Blinken o să fie vineri în Tel Aviv, în Israel, și duminică la Ankara, în Turcia. Se joacă, cum să vă spun, adică, sigur, declarațiile publice sunt preocupante, inclusiv cea din zona Federației Ruse. Declarațiile publice sunt inflamatorii pentru consum intern, dar ce pot să vă spun din lumea asta, lumea Orientului Mijlociu mai ales, acolo în ceea ce privește ceea ce nu se vede, în zonele închise, se petrec mult mai multe lucruri. Într-adevăr, permiteți-mă un minut să fac o mențiune legată de ce spunea domnul profesor Salomir. Noi, România, și de-aia avem un argument serios, uite acum, într-o situație de criză, suntem foarte aproape, am fost mereu foarte aproape și avem un nivel de acceptare în zonă, mai ales, inclusiv al statelor arabe, mult diferit de ce este obișnuința în rest. Avem oameni în zonă care țin la România. Uite, dați voia să la toate televiziunile pe doctor Bercovici. El e modest. Enorm a făcut acest om din punct de vedere instituțional, atenție, în relația România-Israel. Enorm. Și mulți de aici, de la București, datorează contactele directe lui, doctorului Bercovici. Țineam să spun lucrul ăsta. Dar revenind, bun, Federația Rusă, sigur, este un conflict în care încearcă să se poziționeze inclusiv comunicațional prin proxy. În egală măsură, când apare un incident pe care nu l-a controlat, precum Dagestan aeroport, i-a arestat astăzi, i-a arestat rapid pe cei de acolo.
pentru că intra într-o zonă roșie, intra într-o altă. Deci, cum să vă spun, duplicitatea, multiplicitatea, mă rog, versatilitatea mesajelor de tot felul, cu trimitere, care de fapt urmăresc alte scopuri decât cele publice, în acest moment este absolut fabulos. Analiza despre care vorbim se numește Frontul lui Putin din Gaza. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă în Gaza este pe radarul lui Putin, cum altfel? Este normal să fie pe radarul lui Putin. Până la urmă, Putin este unul dintre principalii beneficiari. E foarte cinic ceea ce spun, dar până la urmă vorbim și de beneficiari atunci când vorbim de conflictul, de războiul dintre Israel și Hamas. Dacă este să ne gândim puțin la simbolistică, data începerii, data de 7 octombrie, până la urmă ne-am întrebat de foarte multe ori, 7 octombrie a fost ziua de naștere a lui Vladimir Putin și foarte mulți se întrebau oare ce își dorea el cadou de ziua lui. Din păcate a primit cel mai frumos cadou pe care și-l putea dori. A primit cadou un război care să abată reflectoarele întregii lumi de pe situația tragică care există în acest moment pe frontul din Ucraina, abătând-o pe o altă situație dramatică de data aceasta în Orientul Mijlociu. În acest fel, Putin se simte eliberat de o presiune, de o presiune publică, de o presiune a opiniei publice, care nu mai este atât de focusată pe drama cetățenilor din Ucraina. Să ne amintim ce se întâmplă acum un an de zile, atacurile repetate asupra structurilor energetice din Ucraina, care lăsau Ucraina în pragul iernii, într-o situație disperată. Vedem că acum reiau aceste atacuri, nu neapărat asupra unor structuri energetice, dar asupra localităților în general. Este un moment în care Rusia simte că poate să facă un pressing și de aici intervine o disperare de partea ucraineană. Intervine o disperare din partea ucraineană pentru că oboseala pe care puteau să o vadă ucrainienii și pe care o acuzau deja de ceva timp, începe să fie din ce în ce mai pronunțată. În Israel ne-am tot întrebat ce se va întâmpla dacă Israelul va putea să suporte un război pe două fronturi, în nord și în sud. Dar o întrebare care se pune iarăși foarte importantă este dacă noi, ca lume civilizată, avem capacitatea de a suporta atenția noastră să fie împărțită pe două fronturi, pe frontul din Ucraina și pe frontul din fâșia Gaza. România, între cele două războaie, cum e? Bun, cred că tragismul situației ne obligă și pe o anumită sobrietate și aș porni de la faptul că, într-adevăr, în acest moment, riscul cel mai mare cu care ne confruntăm noi ca români este apariția unei permanentizări a conflictului din Ucraina. Pentru că este limpede că riscul pe care începem să-l numim este al apariției celui mai mare conflict înghețat din Europa postbelică. Și aici nu avem, practic, echivalent în zona eurasiatică. Trebuie să ne îndreptăm spre peninsula coreană pentru a vedea Coreea de Sud și Coreea de Nord într-un armistițiu care nu e niciodată pace de decenii. Și este limpede că pentru președintele Zelenski și pentru ucraineni riscul real, iarăși nenumit, este al apariției unei situații în care integritatea lor teritorială să nu mai fie principala temă și să apară o altă temă a închiderii conflictului cu orice preț. Aici, de fapt, mi se pare că este cea mai mare provocare, pentru că un conflict îndelungat creează victime, creează suferință, creează o tragedie. Încheierea conflictului prin recompensarea Rusiei în urma agresiunii sale creează un precedent. Și un precedent care poate fi folosit de mulți. Am văzut cum a reacționat Azerbaidjanul în raport de Armenia. Sunt foarte multe țări care pot folosi acest precedent rus pentru a-și tranșa odată pentru totdeauna problemele. Pentru că, de fapt, dezordinea mondială, asta înseamnă nu neapărat un război mondial, ci o sumedenie de conflicte care să contribuie la o volatilitate crescută. Asta cred că trebuie să înțeleagă telespectatorii noștri, că nu e ca și cum te așezi la Tulcea și privești peste și spui că dacă nu mai explodează acum la Ismail și Ren, totul e liniștit. Nu! Atâta vreme cât Federația Rusă se află în Crimea, cât se află la câteva sute de kilometri de Constanța, noi nu putem beneficia de pace și asta ne introduce într-o logică de tip război rece. O logică pe care, de exemplu, societatea sudcoreană o cunoaște. Pentru că ei trăiesc peste drum cu un stat care acumulează
arme nucleare și care își înfometează cetățenii. Asta este marea problemă și cu aceasta închei. Noi am sperat că acest război va fi un punct de turnură pentru Rusia. Mi-e teamă că nu. Rusia rămâne pe același tipar de comportament, președintele Putin rămâne pe același tipar și dacă vă uitați în toate sondajele de opinie, rușii se pronunță pentru negocieri, dar cu păstrarea anexărilor. Ori pentru noi, aceasta este dilema. A nu încheia înseamnă război, a încheia înseamnă și capitulare în fața lui Putin și un alt război. Deci este o situație cum nu se poate mai proastă. Florin Negruțiu. Riscul este ceea ce menționai și tu în articolul pe care îl citai, prăbușirea Occidentului. Este în momentul ăsta un asalt la adresa lumii libere din partea lumii celeilalte. Rusia nu este o lume liberă, este lumea cealaltă. China nu este lumea liberă, este lumea cealaltă. Coreea de Nord, Iranul, nu sunt lumea liberă, sunt lumea cealaltă. Și riscul ăsta este ca democrația liberală să pice, să fie învinsă de lumea cealaltă. În același timp, vedem că este și o mișcare din interior. Ceva roade în lumea liberă, la temelia ei. Îți menționam scrisorile alea, da, ale intelectualilor, ale artiștilor, ale pacifiștilor. Ei fac parte dintr-o mișcare de stângă, de extremă stângă, progresistă, care ființează în zona asta rarefiată a culturii, a universităților, și care au îmbrățișat cauza palestiniană nu din dragoste față de Palestina. Și? Dacă îi întrebi, nu știu unde este fâșia Gaza pe hartă. Ei consideră că Israelul este o putere colonialistă, da? Și imperialistă, uitând că cea mai mare putere imperialistă în momentul ăsta pe suprafața Pământului este Rusia. Mulțumesc. Rusia nu a fost condamnată de oameni. Ianca Andreescu, o urmărim.